ține cu el, ce face cu ăsta? Care s-a mers ora până la sfârșit și nu urmă. Se conectau între ei, o seara era teribil, e incinsă. Eu vedeam grază și nu știu ce fac, zi tu. Poftitule. Lasă și lasă, nu trebuie să nu se întâmplă de mașină. Că ți-a de condoate, că te-ai înțeles. Asta nu e expresia. Eram apropiat de vârstă cu ei, că eu am făcut, aveam 3 ani și jumătate față de ei. Da? Deci am, eram 22 de ani și... Nu, 21 de ani și jumătate cât aveam. 22 și jumătate. Așa. Și în felul ăsta am vrut să vă arăt cum anume se face ora de către catalog. Care-i formație? Atunci, mă întorc la exemplu. Deci, elevul respectiv, fiindcă nu avea nicio clipă curaj să manifeste, să crească deja o opinie, să spuneți că nivelul era stabilit de către colectivul de profesori, ce mă surprinde pe mine este că între voi, între clasă, între colegi, nici el nici nu ieșea în evidență. Că cel care are personalitate se impune în pauză. Cum ne lideză? Ce v-a ridicat? Ce nu făcea? Nu vorbim la urma discuții și la tot ce înseamnă chestia asta. Dar fizicul ăla zice, nu poate să-și și ideale? Personalitatea unui an se manifestă, se face liniște când el are ceva de spus. Și tot ceilalți se așează. Există ordine. Exact cum se întâmplă în orice colectivitate, cel care e șeful se instalează. Și dacă observați, dar joc, de mici copii și așa mai departe. Deci, ce mă surprinde, asta mă surprinde, că el nu avea aici... Și să vedeți ce am mai impresionat domnul profesor, a fost că la profesoara de matematică era divorț și, știți, atunci când ai o problemă, să cam cunoaște la da, asta. Și mai greșea pe dată. Și el zicea colegului, zice, păi, nu, nu trebuie să-i spun. Cum nu au greșit acolo, spunea colegul. Vedeți că ați greșit acolo, am mă scutați, am greșit cu etatea mea. O văzut că nu l-a certat pe ăla, el mai sesiza greșelile ale profesorului și le sesiza el. Și spune, tu măi, băiatul nou. Adică, știți, aici era, vedeți, deodată privit ca un copil da. Care știe. Da, da, da. Și apreciat. Acum, să-mi continui ideea. În colectivul acela dat între, ne cunoscându-l de loc copii, e, poate, șansa lui mare este aceea că un grup de copii mai modești poate să fie ca nivel, înțelegi? Și atunci el a ieșit foarte repede în evidență. Când intră într-o colectiv tare, v-am povestit de genericăm că a fost luat în rândul celor 25 ai țării și când a intrat acolo și a văzut că care e atmosfera și ce lucruri că sunt opa, s-a rarefiat aia. Deci e tare, Iisus, foarte tare. Așa și aici, la clasă, la voi, probabil se lucrează la un nivel mai pipărat. El a fost lăsat așa în urmă, s-a complăcut acolo, n-a mai avut curaj să mai iese la suprafață și de ce lucrurile au stat așa. Deci și colectivul de profesori Buntul cu varianta că ăsta e mai slăbuț și iată cum se întâmplă. Deci, în final, poți să-mi semne șansa lui, putându-se acolo. Exact. Asta da. Și vedeam. Da, șansa lui, putându-se la o altă școală. Acum, să vedem dacă notările de acolo corespund. Că notarea unitară pentru care eu m-am văzut și eu chiar m-am uitat de la clasă. M-am făcut ce mâine, era 5, 3, 4, cum el ținea aici. Așteptam un 2 peste. Iată, mama realistă se își pune întrebări. Exact. Un punct 2 peste, dar nu 10. Da. De-aia m-am pus la profesor. Doamna, nu vă supărați. E real. În mata sau v-a vrăjit copilul meu, că le are. Da, da. Știți? Adică mama foarte cu picioare de pământ. Deci, marea problemă când se va rezolva vreodată, nu știu dacă se va rezolva, notarea este mare problemă. De aceea întâlnim să nu credeți, zicem, la țară copiii sunt mătați cu multe mai mari.
Suntem și în oraș, în oriunde, oriunde, în orice clasă. Unii profesori, ca să poată păcăli, au ridicat nota foarte sus și atunci și liniște. Liniște pentru copil, liniște și pentru părinte și totul este excelent. Totul este excelent. Dar, în momentul în care apare un moment, un examen, chestiunea aici, aici se vede foarte bine. Aici. De aceea, sunt lucruri de amestecate. Deci, câtă vreme nu avem unitate în măsură exactă, nu măsurăm valoarea copilului cum trebuie, nu avem instrumente, diversitatea asta în apreciere este mare. Și calitatea pe care n-am avut și dacă ar avea un profesor din ziua de azi, poate ne aud pe internetul dumneavoastră, ar fi așa, dom'le, nu-i dau unui copil în cap, lasă-l să se exprime, poate are un punct de vedere, poate cum l-a ascultat dumneavoastră, fiecare idee, îi urmăriți, o duceți la capăt, îi dați, nu speranțe, adică îl faceți să creadă important, adică participe efectiv la acea problemă, la acea exercițiu. El e problemă. Problemă de curaj. Sigur, da. Este, este, prost. Este grav. Trei. Este grav. Când e ideea profesorului. Vedeți, aici e... Știți? Am să repet câte ori. Am ocazia. Deci profilul online nu a apărut nu așa din neant, ci tocmai inspector fiind, mă rog, metodist peste tot, mă duceam la inspecții. Păi, pur și simplu, trebuie să spun, am fost la un liceu unde am avut 4. Inclusiv pe directoare aveam pentru grad 1. Și când au văzut la toți ceilalți, am spus așa, eu nu stau în banc acolo în spate, să mă uit la lecția ta și să văd, spui niște trăsnei și faci acolo o haracabură și la sfârșit să-ți fac lecția praf. Nu! În clipa în care ai văzut că e așa, finuți, o să fac eu, o să puteți soluții și intru la tablă și îți fac lecția așa cum o simt eu. Dar stau 10. Stau 10 fără sfat. Stai liniște. Am avut așa și când directoarea a urmat la rând ca să-i fac și inspecția, directoarea a spus, zice, mă duc la inspectorat, cum să... Pierde, mă las în pace, în prestigiu meu, chestie, orbolile. Și atunci, sigur, nu am mai dat ca să-i fac inspecția, cum o schimbat, ca metodist, n-am mai dar, eu așa am făcut ceilalți. Și mai ales un alt de profesoare mi-a zis așa, un alt tânăr mi-a zis așa, era un trei ani, putem definitiva era. Și zice, domnul profesor, dar dacă eu văd ceva în timpul lecției, v-ați lăsat pe dumneavoastră, vă dați la tablă, faceți o opinie foarte drăguță, simpatică. Și dacă văd eu, vă trimite la bancă și să continui lecția, este excelent. Și așa se întâmplă. Sensizez o chestie, dar îl completez. Nu mă duceam cu el. Da. Că ești profesoară, l-a spus, frate, că intru eu și ți-a dat ce trebuie. Nu, un finuț, făcut un joc așa. Ce știi ideea asta? Da, da, exact așa, făcut un joc ăsta. Da. Ce părere aveți? Da. Și ea simte, se prinde jocul meu și face același lucru. Își simte un culoar și vine cu idei și zic, rămâne drag. Și se, cum spun, râdea sufletul în mine de bucurie că a înțeles mesajul. Da. Și când am ieșit, am luat așa ca pe fiică mea în brațe de bucurie. Cu privirea, deci, bineînțeles. Privirea, spunându-i, minunat, a fost un recital, o lecție extraordinară. Și iată cum directoarea, cu mult mai multe experiențe, n-a avut curajul să se prindă în jocul meu. Oare ce spune asta? Deci, valoarea. Corect. Da, va. Să facem o primire. Da, să facem. Să facem o primire simplă. Sunt în primire. Trebuie lucrurile așezate. Învățământul să vă pușește la zi la care să vedeți. Dacă nu, să iau măsură. Din păcate, cei care gestionează sistemul acum, au ajuns ca și copiii lor să fie implicați în progresul. Eu cred că și profesorul nu mai da, să zicem,
Sinteza 1. Sinteza 1. Spuneam, am făcut aici problema asta, da? Da, atunci. Piramidă. Piramidă. Volum, area laterală. Volum, area laterală. Da. Area triunghiului. Ce-am mai făcut aici? Da. Teorema celor de pe fel. Da. Da? Teorema. Regula 3, reprezentare, area triunghiului, am făcut aici triunghi isoscel, da, nu-i triunghi isoscel, da? Triunghi isoscel, da. Adică transformarea asta din legătura ce? Legătura între volum și capacitate. Legătura între volum și capacitate. Hai, pot final. La revedere, vă mulțumim că ați venit la programul și vă dorim o seară plăcută cu atenție, dar nu uitați de la share. Mă, și pe ceva, mă. Toți prietenii noștri, ce se fac? Să spună, există drumul live. Așa, și pe Facebook să transmită fiecare. Da, ce? Distribuim. Da? Distribuie fiecare. Așa, distribuiți. Și felul ăsta... A fost mai mult. Da, de mai mult. La revedere! La revedere!